decât media pe țară. Avem la ora actuală președintele Consiliului Județean, avem majoritatea, avem 71 de UAT-uri la nivelul județului Argeș. Cred că echipa actuală, începe cu președintele Mândână și domnul Gentea și Simona, și-a respectat targetul care și l-au propus înaintea alegerilor locale. Pentru asta vreau să felicit pe președintele Mânzână, pe Simona, pe domnul Gentea. În primul rând că a fost o campanie decentă a Partidului Social Democrat. Cred că și votul masiv la Consiliul Județean și la președintele Mânzână dat de Argeșeni este expresia muncii în această perioadă de